Populația de peste 18 ani din România are un grad de obezitate undeva 50-60%. Ce înseamnă obezitate? Obezitate înseamnă o creștere a greutății corporale peste greutatea ideală pe care trebuie să o avem. Și cum calculăm noi acest lucru? Raportând greutatea pacientului la de două ori înălțimea acestuia. Obezitatea este într-adevăr o boală și mai mult decât atât, aduce după sine alte probleme de sănătate, alte patologii, alte boli, dacă vreți. Și sunt foarte bine cunoscute și documentate legăturile dintre obezitate și diabetul zaharat de tip 2. De exemplu, pacientul când a pășit la stadiul de obezitate gradul 3 sau obezitate morbidă, cum o numim, are un risc de 25% de a dezvolta acest diabet zaharat. Traducem asta prin faptul că unul din patru pacienți ori are, ori va dezvolta în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat diabet zaharat de tip 2. Altă problemă de sănătate în strânsă legătură cu obezitate este hipertensiune arterială, alte probleme de sănătate, dislipidemia, care va aduce după sine un risc crescut de, știu eu, AVC, infarct miocardic, problemele articulare, din nou, infertilitatea la femei. Alte probleme, sunt multe probleme care sunt legate strâns de această problemă de sănătate. Partea bună este că această relație, cauzalitate-efect între obezitate și alte probleme de sănătate, ne aduce nouă și soluția. Ca un principiu universal valabil, dacă vrei să rezolvi o problemă, te duci la cauză. Și atunci celelalte probleme de sănătate, diabetul, tensiunea, problemele articulare, infertilitatea, le poți controla, pe unele chiar trata, dacă te adresezi cauzei respective, și anume obezitatea. Și atunci aici intervine chirurgia bariatrică. Aducând pacientul la greutatea normală, reușești să-l pui în situația în care el să-și controleze sau să-și trateze multe afecțiuni care iar incapacita într-un mod mai mic sau mai mare stilul de viață, sănătatea.